Salutare lumea și margă, sunt la un nou și bike vlog pe Ascal. Ce mai faceți, cum aduceți, ok? De data aceasta suntem din nou la țară și ne îndreptăm către un loc super, super genial, unde e o vale super, super mare. Abia aștept să ajung acolo. Și de data asta probabil observați că bicicleta este super clean, adică nu mai are o grămadă de chestii pe ea. Efectiv, are doar, probabil observați și voi, bucățile astea de material. Băi, astea sunt ca să, când pun geanta pe bicicletă, să nu se zgrie cadrul, deși puțin probabil se întâmple chestia asta, dar nu se știe niciodată că poate intră prape acolo sau nisip sau ceva, să nu se zgrie cadrul. Și de asta am bucățile astea de material aici. Mamă, că erau și ciobre acolo, le-am văzut în ultima secundă. Ăsta nu le-am mai dat jos, că n-are rost. Oricum e mult mai bine acum, e super clean bicicleta, n-am nimic pe ea, e super fain. Deci îmi place la nebunie să merg cu bicicleta așa. Deși chestiile astea, pot să zic că devin ușor dependent de ele, pentru că îmi țineam telefonul aici și vedeam ce filmează camera, cum am impresia că nu filmează, dar sper că filmează și mă uitam și dacă nu e fixată bine camera, o fixam, dar probabil o să merg doar de data asta așa și după aceea o să-mi pun și eu genduța aia, pentru că e folositoare într-un fel. Păi și știți ce vreau eu? Chiar sunt curios cât de multe comentarii putem strânge la acest video, adică chiar ar fi super genial să strângem multe comentarii, adică tu ăla care te uiți acum, lasă un comentariu, de ce nu? Scrie acolo ceva că vrei. Băi, vreau să văd cât de multe comentarii putem strânge, nu știu, efectiv îmi place să vă citesc comentariile. Îmi place foarte mult să fie foarte multe comentarii acolo. Bă, ar fi un challenge, dar nu cred că l-atingem. Oare reușim să strângem 100 de comentarii? Bă, ar fi ceva, dar nu cred că putem face asta. Bă, ar fi frumos de încercat. Dacă am strânge 100 de comentarii, cred că ar fi super genial, că să văd acolo multe comentarii de citit, chiar mi-ar place. Chiar mi-ar place. Vreau să vă părerea voastră, să scrieți absolut orice. Mi s-ar părea o idee destul de interesantă. Fai, de când am mai fost aici, dar de fiecare dată când vin la țară, vreau să merg în locul ăla. Bă, nu știu dacă e corect spus, dar și că în zona asta se spune groapa de gunoi, deși nu mi-am amintit să fi văzut gunoi sau ceva, dar ci că așa se zice, groapă de gunoi. Ideea e că noi mergem acum spre Străoane și acolo ci că s-ar numi groapa de gunoi. Habar n-am, nu le am eu cu astea. Mergem pe acolo și vedem. Ideea e că locul ăla e super genial, mai ales pentru valea aia genială, rău de tot. Adică prinzi o viteză pe valea aia. Hai de capul meu, abia aștept. Păi cred că cam ăsta e tot farmecul, să cobor valea aia, că e vale super mare. Și văd că e aceea. E destul de lin asfaltul. E super, super asfaltul ăsta, merge bicicleta atât de lin. Păi și văd că e destul de norat. Sper să nu ne prindă ploaia. Dar nu cred că o să ne prindă, pentru că mă uitasem pe telefon și scria 7% șansă plouă. Păi deci când văd o potecuță de asta pe aici, e o potecuță în dreapta mea, de asta cu pietriș. Bă, deci mă tentează așa de mult să mă urc pe ea să văd unde duce. Dar nu știu, o să văd unde duc ăstea mai devreme sau mai târziu. Dar trebuie să vin cu mai mulți copilași, pentru că aici e Dog City și să-i papă pe cățeluși și nu pe mine. Da, dar oricum e frumoasă zona, adică e mult de explorat aici. În mare parte m-am plimbat destul de mult, dar nu m-am plimbat chiar în toate locurile. Adică sunt locuri prin vie în care n-am fost și poate o să merg pe viitor, cine știe. Parcă panta asta, când o urcam eu mai demult, parcă mi se părea că e mai greu de urcat, dar apare nu chiar atât de greu de urcat. Numai că încep să oftesc că... încep să gâfui, iară zic oftesc. Încep să gâfui că vorbesc continuu și dacă vorbesc devine destul de obositor. Dar e ok. Vedeți acolo, bine ați venit în Străoane, deci teoretic când trecem de semnul am intrat în Străoane. Deci teoretic, de fapt nu teoretic, practic, suntem în panciuncă. Deci, încă n-am intrat în Străoane. Și intrăm în Străoane în 3, 2, 1, am intrat în Străoane. Ce liber e drumul. Ia băi. Și tocmai ce mă gândeam că nu prea bate vântul. Și a început să bate vântul. A, gata, nu mai bate, e bine. Bă, se vede un munte acolo în față, nu știu ce munte e ăla. E Măgura aia? Oare o fi mult până la Măgura? Cred că e destul de mult, că se vede departe.
chiar nu știu ce altitudine are. Poate o să caut pe net și o să pun pe ecran. Chiar sunt curios, deci chiar sunt curios ce altitudine are Mângura. Dar dacă se vede așa în ceas, să presupun că sunt foarte mulți kilometri până acolo. Bine, nu știu dacă exagerat de mult, dar cred că vreo maxim 100, să zic. Cred că ceva de genul, maxim. Da, nu știu dacă mi-a estimat bine sau nu. Poate o să caut pe net distanța din Panciu până în Măgura, dacă găsesc, cine știe, până pe Măgura. Dar se vede frumos de aici muntele ăsta. În mare parte pe aici nu prea vezi munți. Și cred că ăla e singurul care îl vezi. A, vale. Vai. A, ce fain că avem și vale aici. Abia aștept să intrăm în curba aia, unde o să avem și groapa de gunoi. Așa. A intrat și în depășire. Și aici iarăși începe panta. Bă, parcă dacă nu vorbesc, nu e chiar super opositor. Dacă îmi vorbesc, devine opositor. Știu că panta s-a urcat de multe ori și cu biciclete slăbuțe. Hai! Și mi se părea atât de greu. A, deja am ajuns! Pa, acum cred că am făcut 5 minute. Nu exagerez, sigur am făcut mai mult, numai că trece timpul repede. Bine, o să văd eu pe filmare cât am făcut, dar ideea e că trece timpul foarte repede. Exact aici, în stânga trebuie să o luăm. Da, până la Valenț sunt 2,5 km și până la repede a 3 km, interesant. Vai, hai că am intrat. Ura! Mama, abia aștept valea aia. Parcă am ajuns super repede, nu? Păi da, e aproape. Parcă mai de mult părea mai mult. Da. Deci când eram mai mic, mi se părea că e super mult până aici. Dar aparent, băi, sunt dezamăgit de cât de puțin e. Parcă mi-aduc aminte că era o grămadă. E foarte, foarte puțin. Habar nu. Oricum mai avem de coborât până dăm în Șușița și după aceea ne întoarcem prin Panciu. Ții minte că am venit odată aici a doua oară și am întrebat un tantălică de aici și ziceam: știi cum e că putem să ajungem în Panciu pe aici? Păi și tantălă ăla zicea că nu putem să ajungem. Dar putem. Păi știu eu care nu sunt din zonă și nu știu ăla. M-ai indus în eroare. Fai, abia aștept, vine căldura. Că vine căldura, vine valea. Nu știu ce am avut cu căldura. Abia aștept. Parcă doar drept o să luăm de aici, nu? Da, doar drept. Băi, dacă mai știu drumul după atâta timp, de când am mai fost? Cred că de mai mult de un an. 2 ani, nu știu de când n-am mai fost. Cred că am de 2 ani. Dacă mai știu drumul, sunt tare. De fapt, nu prea e nimica de aici. Șmecherie că e doar drum drept. Adică doar e la stânga și ții drumul și aia e. Adică nu-i mare șmecherie. Mi-aduc aminte de căsuța asta. Uai, ce faină e casa asta. Dar de aici parcă nu mai mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte de casa asta. Începe să bată vântul. Ba nu mă, cred că de un an. Sau 2017 sau 2018, că am mai avut un vlog aici. Când am coborât. 2017 sau în 2018, nu mai țin minte. Deci n-a trecut chiar atât de mult timp. Hai să nu mă mai încurc în detalii. Parcă pe aici era, nu? Parcă pe aici era, nu? A, uite casa aia. Mai ții minte curba aia? Aici e. Mamă, m-am indus un pic în eroare, dar știu, aici e, sigur. Sunt unele puncte de repere care... sunt unele repere care le țin minte și acum. De exemplu, unele case de aici nu le mai țin minte, dar...
sunt unele repere care le țin minte. Și știu că am luat odată în stânga și nu trebuia să o luăm în stânga, trebuia să o luăm înainte. Mamă, mamă. Și în stânga e vale. Da. Pe aici. Mă așteptam să fie agresiv cățelușii. Băi, nu știu, parcă anul ăsta cățelușii sunt mai pașnici decât în anii trecuți. Parcă înainte mergeam rând pe stradă și săreau câinii la mine. Acum parcă nu mai chiar așa cum era odată. Ha, abia se valea. Vai, vine valea. Mamă, 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 abia aștept. Până în șușița cobor aici. Hu. Abia aștept. Știu că am venit odată și aici seara și ne-a prins noaptea pe la șușița. Bă, dar nimica nu vedea acolo. Dar e ușor să-ți dai seama pe unde trebuie să iei, că când trebuia să iei la sânga în panciu, era strada asfaltată și era clar că pe acolo trebuie să iei. Uai, ce fain se vede! Uai, sper că filmează camera, o să plâng dacă nu filmează, dar Doamne ajută, sper că filmează. Începe coborârea. Începe coborârea. Vai, trebuie să vă mai spun o poveste de aici. Am fost odată cu un verișor. Băi, și să vă arăt o curbă unde s-a dus direct peste ghidon. Aoleu, stână. Nea, dacă... Lasă că e ok. Sper. Cât de repede poate să alerge un câine de la... Merg mai repede decât el, dă-l încolo. Cât de repede poate să alerge? Serios acum, cât de repede poate să alerge un câine de la? Ciobănesc. Nu cred că aleargă mai repede decât merg eu acum. Mamă, cât de frumos e! Ha, că s-a simțit viteza. Mamă, cât de frumos se vede aici. Exact aici, uitați în curba asta. Aici a căzut un... Ba nu, mai jos, mai jos, nu aici. Dar mergea, mă, cu viteză pe aici. Știu că se prindea de chestia asta. Dar nu mă prind, că nu e o idee bună. Bă, mi-intră fermoarul de la geacă în cât. Hai să vedem, tare, tare, tare. Aici urmează o curbă mare. Ah, hai că mă țin minte. Gata, am văzut locul unde a căzut. Ia să vă arăt. Am văzut aici cu un păr. S-a dus țintă pe aici. Și aici urmează curbă. Și s-a dus fix în iarba aia. A sărit efectiv peste coarnele bicicletei. Exact aici. Dar noi o să punem frână, nu o să sărim și noi peste coarnele bicicletei. Exact aici, pe pietrișul ăsta. Că curba asta nu pare atât de strânsă, dar de fapt e destul de strânsă. Hai bă, prea repede am coborât. Oh. Am ajuns super repede jos. Când vine vreo mașină, nu vine. De-aia, când mai fac șosele de astea, trebuie să mă ieși dacă vine vreo mașină sau nu, pentru că mă duc direct în ea dacă vine. Am coborât super repede. Bă, dar mai vreau, prea repede am coborât. Coborâm mult prea repede. A fost super, nu? Da. Ah, ce fain a fost coborârea. Da, cred că așa de mare e panta și pozula. Cred că cam așa e, nu? Acolo e mai 11 km, da. Dar nu știu, dar parcă pe Ojdula nu simțeam viteza. Da, nu știu. Ia-te. Da, deci latră. Dar uite că se dă la o parte. Că îl studiam să văd ce face. Deci vine și dacă te uiți la el și te oprești, nu mai vine. Da, nu știu. Am coborât și pe Ojdula și nu simțeam viteza la fel ca aici. Up. Și aici la stânga. Chiar nu știu unde duce la dreapta.
Dar nu știu, pe vremea chiar părea drumul ăsta mult mai lung. Ai mai mic, dar acum trebuie mult tot felul de drumuri. Înainte nu era drumul lung și drumul mar. Da, da, înainte și când mergeam până nu ajungeam că e foarte mult. Ce fain. Mie îmi place foarte mult zona asta, îmi place foarte mult Dock City, pentru că nu prea s-au asfaltat drumurile și îmi place să merg pe pietriș. Bine, dacă vii cu mașina aici, nu știu cât de bine e că mergi cu ea pe pietriș, dar eu mă gândesc din perspectiva că vin cu bicicleta și cu bicicleta îmi place pe pietriș. Și în vie mai place să mă plimb pe aici. Poate facem un vlog mai detaliat așa prin vie, adică să ne plimbăm mai mult prin vie. Ar fi o idee. A, ce-mi place pe aici. A, și pe aici trebuie să dăm și de Rădiu. Rădiu e locul ăla unde a căzut Mateuș. Mateuș e tipul ăla cu bicicleta portocalie care a căzut în... printre ultimele vloguri a fost acum, printre ultimele bike vloguri. Cred că știți despre care vorbesc. Și pe aici o să fie și Rădiu. Dar am impresia că mai încolo. Ia ce latră cățelușul. Da, este în curte, e ok. Ce scandalagie, băi, cuțule, băi! Da! Ce scandalagie sunt! Aici... dreapta. O luăm în dreapta? Poți să ieși în stânga, dar... ca să ieși în direct în șușiță, să luăm pe drumul ăla pietruit, de azi. Ce fain aici! Da, dar parcă acum drumurile de aici nu mi se mai par așa cum mi se păreau odată. Înainte mi se păreau așa mai lungi, mai... îmi luam provizii, îmi luam sandwich, la mine apă. Bine, apă oricum îmi iau mereu. Dar gen, mi se părea lung, îmi luam și de mâncare la mine. Dar de fapt e super scurt. Bine, dar mergeam și mai încet atunci decât acum. Nu că acum aș merge prea tare, dar ideea e că atunci mergeam mai încet ca acum. Aici sunt o grămadă de drumuri, dar hai să o luăm pe aici să păstrăm drumul. Oricum toate duc spre drumul la pietruit principal, cum s-ar zice. Dar începe să bată vântul aici. Aici cred că devine plictisitor doar să pedalezi așa. Da, e faină zona. Mai că aici cred că e plictisitor pentru voi. E fain pentru mine, dar cred că pentru voi e doar să vedeți cum... dar cred că pentru voi e doar să vedeți așa cum pedalez. Și gen, nu-i nimic extrem, doar merg așa ușor. Cred că e destul de plictisitor. Adică nu e neapărat de mers ușor, că... și în oraș mai merg ușor, numai că aici aveți același lucru. Și cred că pentru voi e destul de plictisitor. Și vreau să vă mai aduc o dată aminte în caz că ați dat skip la partea de început, că n-a se întâmplă și eu mai dau skip la unele vloguri. La aia cu salut și chestii. Vreau să văd direct o coborâre sau ceva. Și ar fi super genial dacă am strânge, bă, 100 de comentarii. Nici dacă putem face asta. Bă, dar ar fi super genial să facem chestia asta. Ia că m-am urcat și pe bicicleta asta. Nu știu cum o să se vadă pe cameră, s-ar putea să se vadă destul de urât, că n-am telefonul să văd cum se vede, dar sperăm că se vede bine. Am făcut schimb de biciclete și acum sunt pe fosta mea bicicletă. Păi și nu știu, parcă bicicleta asta e de jucărie pe lângă Rockrider 560S. Nu-mi place poziția, dar în rest e destul de confortabilă. Ia, putem trece pe acolo, pe biciclete. Ne continuăm drumul de pe Spring GTS 2016. Bicicleta de jucărie. Pici prin iarbă. O, ce mă zdrânci în asta. Hai, ne băgăm pici prin iarbă. Aici avem și niște sărituri. De fapt nu, erau doar gropi. Nu știu, parcă am așa o plăcere să mă bag prin gropi cu bicicleta. Și mai am o plăcere să mă bag în apă cu bicicleta. Nu știu de ce, dar pur și simplu îmi place. Ia să vedem cum se descurcă bicicleta asta la viteză. Frâna pe spate e foarte calmă. Frâna pe față, nu știu ce are. Nu știu, parcă mi se pare că frâna pe spate e mai bună decât la mine pe cu Shimano. Eu am Shimano Textra pe cealaltă. Și nu știu, parcă mi se pare că frâna asta e mai bună decât aia. Nu știu, habar am, poate, dar mi se pare. Oh,
Oh, sper să nu cad. Hai, dar ce mă zdrunci în asta. Op. Băgăm pe aici și pe aici. Că merge, merge bicicleta. Tot ce am de reproșat, în principal, e poziția pe care o am pe bicicletă. E o poziție foarte nasoală. Dacă merg la drum lung, mă doare spatele. Ideea e că nici n-am pipa stock de pe bicicletă. Am o pipă de pe Rock Rider 340, care e mai mică. Și tot stau groaznic pe bicicletă. Nu știu, cred că pur și simplu e gândită prost. Dar în rest e super confortabilă. A, și parcă are un mic joc în furcă. Dar bine, cât am făcut eu cu sărăcuța bicicletă, oricum zic eu că e o bicicletă foarte bună, dacă a rezultat la câte i-am făcut eu. Am mers cu ea la 7 scări și am dat full speed pe pietrele alea. Hai de capul meu. Dacă a rezistat acolo, e bine. Chiar e bine. Și cred că o să fac switch înapoi pe bicicleta mea actuală, adică pe Rock Rider 560. Hai să facem un cad de la frumos. 3, 2, 1 și... Și acum am ajuns la Hasna. Suntem pe Hasna. Și, fai, și aici prins o viteză super, super genială. Numai că se termină prea repede. Adică măcar la groapa de gunoi era mai lung. Frână. Să nu vine cineva din curbă. Nu vine? Pe pinionul mic, mai mare. Mamă, ce viteză prind! Și m-am oprit. Vai, cât de fain e. Păi, eu cred că ar fi bine să încheiem bike vlog-ul aici, că am făcut și coborârea asta genială. Vreau să mă opresc un pic aici, să opresc și bike vlog-ul. Ne oprim aici în nisip. Deci, da, oameni buni, cam asta a fost cu acest bike vlog. Eu sper v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share și subscribe. Bineînțeles, dacă vreți să mă ajutați, n-am de mult. Bă, și ar fi super genial dacă am reușit să strângem 100 de comentarii. Cred că chestia asta ar fi cea mai genială chestie. Nu știu dacă e posibil. O să vedem. Și până data viitoare, mulțumesc pentru vizionare și eu vă voi spune bye bye.